Ion Țiriac s-a ținut de glume după meciul României din Andorra. Noroc că frizerul n-a putut să joace. Avea de tuns un președinte, s-a amuzat miliardarul. Pe Țiriac l-a luat somnul la meciul naționalei. Când am văzut 30 de pase și expert de oră date de Iulia, am ciutat. Noroc că frizerul n-a putut să joace pentru că avea de tuns un președinte. Miliardarul ține aproape de Simona Halep, interzisă de 7 luni la turnee. Cum a fost declarată pozitiv, nu știu. N-are turnee, n-are seturi jucate, unde ajunge, nu știu. Un angajat l-a scos din fire pe Țiriac. Nu mai tare, microfonul. Nu avem microfon, ne scuzați, data viitoare o să cumpărăm și microfonul.